Deschideți cu mine la Psalmul 84, vom sta în acest psalm și în această seară. Săptămâna trecută am privit împreună la acest psalm și am văzut pe David care se află în exil și tânjește ca să... Cravata s-a deschis. Defect tehnic. Și privește ca, tânjind ca să fie din nou în casa Domnului. David este departe de templul lui Dumnezeu, este departe de copiii lui Dumnezeu și așa de pronunțată este această dorință, încât David ne spune că trupul său, carnea lui, suferă pentru că nu este în casa lui Dumnezeu. Am văzut că așa de pronunțată este această durere a lui David și această dorință de a fi în templul lui Dumnezeu, că la un moment dat devine invidios pe păsările care se află în preajma templului. Și începând cu versetul 5 al acestui psalm, el se adresează lui Dumnezeu, care este puterea și scăparea lui. Realizează că singura lui scăpare în circumstanța în care se află și în starea de spirit care se află este Dumnezeu și începe și se adresează lui Dumnezeu și se adresează din perspectiva omului credincios care se află în necaz. Este foarte ușor ca să vorbești despre credința în Dumnezeu atunci când lucrurile merg bine. Dar când te afli în exil, când te afli în necaz, când te afli în valea plângerii, este total altceva. Și David ne prezintă această perspectivă a oamenilor credincioși care se află în suferință. Ferice de cei ce își pun tăria în tine. Să ne uităm la noua traducere. Ferice de oamenii a căror tărie este în tine. În a căror inimă locuiește încrederea sau în a căror inimă se află credința. Ce zice David? Ferice sau binecuvântat este omul a cărui tărie, a cărui putere se află în Dumnezeu. Care nu se bizuie pe puterile lui. Care nu este sigur pe puterile lui, dar toată puterea lui se află în Dumnezeu. El se încredințează într-o putere care este în afara lui. Și de la Dumnezeu, acest om binecuvântat are putere de a asculta. Puterea de a asculta este o putere deosebită. Oamenii care sunt ascultători, nu doar de Dumnezeu, ci de alți oameni, de alte autorități, sunt oameni deosebiți, sunt oameni binecuvântați. Este foarte greu ca să asculți. Să ți se spună ceva și să asculți. Să iei în calcul. Implică smerenie. Implică o anumită moarte față de sine. Puterea de a crede. Puterea de a suferi. Toți oamenii trec prin suferință, dar nu toți oamenii trec prin suferință la fel. Omul care trece prin suferință și se bazează doar pe propriile lui resurse și pe propriile lui puteri, este total diferit decât omul care trece prin suferință și este legat la o putere infinită în afara lui. Și David descrie acești oameni care își pun tăria lor în Dumnezeu, care îl consideră pe Dumnezeu ca și fiind tăria lor, îi consideră pe acești oameni fericiți, binecuvântați. Acești oameni a cărui inimă este plină de Dumnezeu, este plină de credința în Dumnezeu, a căror inimă, spune David, locuiește încrederea, locuiește credința. Ce implică această încredințare a inimii? Ce înseamnă această credință care locuiește în inima celor care sunt binecuvântați de Dumnezeu? În primul rând, implică o cunoaștere a lui Dumnezeu. Implică o cunoaștere a cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie ca să cunoști că Dumnezeu este puternic,
ca să te încrezi într-un Dumnezeu puternic. Trebuie să știi că cuvântul lui Dumnezeu spune în Psalmul 62, odată a vorbit Dumnezeu, iar eu de două ori am auzit, puterea este a lui Dumnezeu. Trebuie să știi că Sfântul Iov a spus în Iov 42:2, știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Trebuie ca să cunoști un Dumnezeu puternic ca să poți să ai credință într-un Dumnezeu puternic. De aceea felul în care îl cunoști pe Dumnezeu, ceea ce cunoști despre Dumnezeu, este extraordinar de important. De aceea cunoaște un Dumnezeu care este puternic, un Dumnezeu care este suveran, un Dumnezeu care nu poate fi împiedicat de nimic. Schimbă total felul în care te încrezi în Dumnezeu. A crede că există un Dumnezeu care poate face aproape totul, care poate are multă putere, dar care poate fi împiedicat, care poate fi oprit, nu este tot una cu a crede într-un Dumnezeu, în adevăratul Dumnezeu, a cărui putere este infinită și nelimitată. De aceea este important cunoașterea lui Dumnezeu prin cuvântul său. Inima ta trebuie ca să cunoască un Dumnezeu puternic, pentru ca tu să te poți crede într-un Dumnezeu puternic. Și asta necesită o cunoștință a lui Dumnezeu prin cuvântul său. Dar necesită mai mult de atât. Necesită o trăire în conformitate cu acea cunoaștere, cu acel cuvânt. Necesită o acționare după acel cuvânt. Nu doar că știu că există un Dumnezeu atotputernic, ci trăiesc în lumina acestui adevăr. Altfel spus, trebuie ca să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Dumnezeu spune că El are toată puterea, iar felul în care noi trăim, felul în care noi acționăm, spune dacă noi îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt sau nu îl credem. Lucrul acesta se vede peste tot în Sfintele Scripturi. Dumnezeu vine și promite și oamenii ori se încred în cuvântul Său, ori îl cred pe cuvânt, ori se îndoiesc de cuvântul lui Dumnezeu. Asta a fost problema omenirii din primul moment. Care este atacul care îl aduce Satan asupra Evei? Oare chiar a spus Dumnezeu? Și peste tot în Scriptură vedem că oamenii care se confruntă cu Dumnezeu, oamenii la care le vorbește Dumnezeu, care cunosc voia lui Dumnezeu, ori dau dovadă că îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt și trăiesc în lumina acelor promisiuni, ori dau dovadă de necredință. A avea credința în inima noastră înseamnă a cunoaște pe Dumnezeu și pe cuvântul Său și înseamnă a acționa după cunoașterea acelui Dumnezeu. Dacă credem că Dumnezeu este atotputernic, dacă credem că El este tăria noastră, lucrul acesta va fi reflectat sau nu va fi reflectat în viața noastră. În felul în care ne trăim viața, în felul în care ne rezolvăm problemele. David ne spune că aceștia trec prin suferință altfel. Când străbat aceștia, zice David, toți oamenii suferă, toți oamenii trec prin încercare, dar nu toți oamenii suferă la fel. Există o categorie de oameni care suferă într-un mod diferit. Și David spune, aceștia care se încred în Dumnezeu, care cunosc un Dumnezeu puternic și care îl cred pe cuvânt, când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Versetul 6 și 7 ne arată David acești oameni a cui putere este Dumnezeu, a cui credință este deplin în Domnul, în mijlocul necazului.
Și el ne pictează un tablou și ne arată cum arată credinciosul când se află în valea plângerii. Nu când e sus pe munte, ci când se află în mijlocul necazului. Și el spune, acești oameni, cu această credință, cu această credință, trec prin suferință într-un mod deosebit, într-un mod total diferit. Această credință în Dumnezeu are anumite efecte profunde în necazul prin care trece. În primul rând, David ne arată că credința aduce, produce binecuvântare în mijlocul necazului. Credința noastră că Dumnezeu este tăria noastră schimbă circumstanțele și felul în care experimentăm necazul. El spune, ei străbat. Ei sunt în trecere prin valea plângerii și ei sunt conștienți că sunt în trecere. Lucrul cel mai înspăimântător atunci când ne aflăm în suferință este gândul că s-ar putea să nu se oprească vreodată. Că toată viața noastră va fi așa. Că tot timpul vei suferi de acea durere, că tot timpul vei suferi de acea boală, că tot timpul vei suferi de acea nesatisfacție, că tot timpul vei suferi de păcatul din viața ta. Că tot timpul te vei afla în valea plângerii, în valea umbrei morții. Și David spune, acești oameni sunt în trecere prin această vale și ei știu că sunt în trecere. Sunt conștienți de această realitate. Știu că vine în mod cert o zi în care suferința lor, oricât de cumplită, se va sfârși. Când el va șterge orice lacrimă și va fi doar bucurie și va fi doar pace și liniște în prezența lui Dumnezeu. Credința aduce binecuvântare în mijlocul necazului. Spune psalmistul, o preface într-un loc plin de izvoare. Această vale seacă, această vale de suferință, este prefăcută în mod instant într-un loc care are izvor de apă. Izvorul de apă reprezintă alinare, reprezintă înviorare, reprezintă putere. Și el spune că omul credincios care este în trecere prin această viață și care întâmpină suferința din cauza credinței lui, are acces la alinare, la înviorare. Nu moare de sete în această vale uscată. Pentru că el este conectat la o sursă de viață. El este conectat la o sursă de putere. El are în inima lui apă vie. Ba mai mult decât atât. Nu doar că credinciosul în mod instant are acces la apa aceasta prin aceste izvoare, ci vedem că prin credința credinciosului, prin credința credinciosului există o schimbare progresivă care se întâmplă nu doar lui, ci tot ceea ce este în jurul lui. Și David descrie această binecuvântare ca și ploaia timpurie. Accesul la izvorul de apă este ceva instant. Te afli în valea plângerii, te afli în această vale uscată de suferință și te duci și repede găsești acel izvor de binecuvântare și bei din el și te satisface, te alinează. Ploaia timpurie, ploaia care Dumnezeu o dă înainte de vreme, este acea binecuvântare care este aruncată peste tot ceea ce este în jurul tău. Nu doar tu beneficiezi de ea. Și tot ceea ce este în această vale a suferinței, în timp beneficiază de binecuvântarea lui Dumnezeu din pricina celor care se încred în Dumnezeu. Când eu trec prin suferință, și trec prin ea cu credință în Dumnezeu, cu putere, cu tărie, care nu vine de la mine, ci este a lui Dumnezeu, voi beneficiați de acest lucru. Și când voi treceți prin suferință și credința voastră aduce ploaia binecuvântării lui Dumnezeu, noi suntem binecuvântați. Pentru că ne uităm la felul în care Dumnezeu lucrează în viața unor altora, ne minunăm și ne bucurăm că chiar în valea plângerii, credinciosul nu este singur niciodată. Credinciosul este sigur în mâna lui Dumnezeu. David spune, ei merg din putere în putere.
Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Sună cunoscut, nu? Apostolul Pavel spune, noi toți cu fețe neacoperite reflectăm slava Domnului ca într-o oglindă și suntem transformați în asemănarea sa din slavă în slavă. Și aceasta vine de la Domnul care este Duhul. Ei merg din putere în putere, ei merg din slavă în slavă, până când vor fi în prezența lui Dumnezeu în Sion, până când vor sta în templul lui Dumnezeu. Credința în Dumnezeu schimbă necazul acestei vieți care este inevitabil din ceva destructiv în ceva transformativ. Din ceva care te dărâmă în ceva care te zidește. Din ceva care te spulberă în ceva care te construiește, te transformă în ceva mai puternic. Este credința în Domnul nostru Iisus Hristos care ia necazul care ar putea ca să nimicească orice om și îl transformă într-o lucrare binecuvântată prin care Dumnezeu ne rafinează și ne face mai puternici și ne face mai glorioși și ne face mai mult ca și Fiul Său. Toți suferă. Toți sunt loviți de necaz. Ei sunt distruși de necaz, noi suntem transformați de necaz. Diferența între cele două categorii este credința în Dumnezeu. Psalmistul ne arată câteva lucruri esențiale despre comportamentul oamenilor de credință în suferință. Ce fac oamenii de credință când se află în suferință? Primul lucru este că ei sunt în mișcare. Ei întotdeauna sunt într-un continuu progres. Ei merg. Omul credincios nu stă pe loc. Pe calea credinței nu este stat pe loc. Ori mergi înainte, ori dai înapoi. Ori ești în progres, ori ești în regres. Credinciosul adevărat merge înainte, pas cu pas, pe această cale și întotdeauna el umblă, este în progres pe această cale împreună cu Dumnezeu. Mulți sunt în ziua de astăzi pe calea credinței, dar zicea cineva, se duc în direcția opusă. Au aflat calea, sunt pe cale, dar se duc în direcția opusă, se depărtează de Dumnezeu. Credinciosul este întotdeauna în progres și în mișcare. Nu există a sta pe loc, nu există a lenevi. În al doilea rând, credinciosul chiar în mijlocul necazului este întotdeauna în creștere, din putere în putere. Și să știți că aceste două, progresul, mișcarea pe cale și creșterea în putere sunt strâns legate. Creștinul care merge pas cu pas pe calea credinței, crește pas cu pas. Este singura metodă de creștere. Pas cu pas. Dar mi este așa de greu. Sunt în atâta suferință, am atâta agonie. Nu mai am putere, nu mai am timp ca să stau să citesc din cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai am timp să mă duc la adunare. Ironia este că exact de asta ai nevoie. Să mergi pas cu pas înainte pe cale și pas cu pas prins din putere în putere. Din citire în citire, din rugăciune în rugăciune, din părtășie în părtășie. Omul care se încrede în Dumnezeu este în constantă creștere. Chiar atunci când se află în mijlocul suferinței, el merge din putere în putere, el crește pas cu pas. Eu știu ce am vrea noi. Noi am vrea ca să nu facem nimică, luni întregi, ani întregi, să nu exersăm și când vine încercarea, când vine necazul, în mod miraculos să fim pregătiți și să fim puternici. Nu funcționează așa. Nu funcționează așa. Nu asta este formula care ne dă Biblia. Apostolul Pavel spune că această viață de credință în care suntem noi este ca viața unui soldat care leapă de toate aceste lucruri ca să fie în permanență pregătit pentru luptă. Este ca viața unui luptător care se antrenează zi de zi
Nu se luptă în fiecare zi, nu are competiție în fiecare zi, nu primește medalii în fiecare zi, dar zi de zi se luptă fără greș, fără rabat. Și când vine ziua lupții, el este pregătit. Creștinul merge pe cale pas cu pas, se pregătește zilnic, se antrenează zilnic. Și când vine necazul, el este pregătit, el nu este dărâmat, el nu este speriat, ba mai mult, el trece cu încredințare și cu putere prin necaz și ieșe pe cealaltă parte a necazului mai puternic decât a intrat. În cele din urmă, ne spune psalmistul că această trăire prin credință, această mișcare constantă, această creștere din putere în putere, în mod sigur duce la victorie. Credinciosul, credinciosul se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. În cele din urmă, ni se prezintă două variante. Omul care își pune tăria, încrederea în el însuși și trece prin valea plângerii. În mod inevitabil. Suferă, este dărâmat și în cele din urmă moare și piere. Și omul care își pune tăria în Dumnezeu, care își pune credința în Dumnezeu, care cu siguranță va trece și el prin valea plângerii, care va suferi și el aceste suferințe care sunt prezente în viața noastră. Dar credința lui în Dumnezeu transformă necazul în binecuvântare. Transformă înfrângerea în victorie. Transformă seceta în izvoare. Și în cele din urmă, prin credință, în mod sigur, este victorios. Provocarea care cred că David ne lansează în această seară este: care om vei fi tu? Care om vei fi tu? Și victorios? Vei fi omul care străbate valea plângerii, dar ea va fi transformată într-o binecuvântare din pricina credinței în Domnul nostru Iisus Hristos? Sau vei fi omul necredincios care va suferi și va pieri? Mă rog, pentru fiecare dintre voi, să fiți oameni credincioși și oameni victorioși prin credință. Amin? Amin. Amin. Amin.